vorbește Domnul poporului, ascultă cuvântul celui preanalt. Sub presiunea unui vânt puternic, zice Domnul, se pregătește o cale pentru tine pe care nu vei vrea să mergi, dar nu vei avea de ales, zice cel preanalt. Pe calea aceasta, cei care nu sunt pregătiți nu vor putea face față, zice Domnul. Zice cel preanalt, unii se vor împotmoli, iar alții se vor depărta de numele meu. Poporule, de atâta vreme te-am chemat și te-am așteptat să vii la locul părtășiei ca să-ți dau un de lemn în vas și ca să te îmbrac cu putere și iată că pe unii încă îi aștept și tot nu-i găsesc la locul de părtășie. De aceea, zice Domnul, poporule, am intrat într-o cercetare a adunării și iată am să trec printre rânduri și se vor vedea semnele atingerii mele, zice Domnul. Nu-i spre nenorocire, zice cel preanalt, dar îi spre curățire, zice Domnul, spre îndreptare, zice Domnul, spre ridicare, zice Domnul, și spre echipare pentru un timp greu care stă înainte. De a înțelege astăzi chemarea Domnului și vremea cercetării, o, cum ai lăsat lucrurile pământești și te-ai lipit întru totul de Domnul. Și totuși, pe alocuri, zice cel preanalt, se aude o strigare din partea Duhului Sfânt, pregătire biserică, pentru că iată, zice cel preanalt, oastea cerească este pregătită, semnalul este gata să se dea, zice Domnul, și nu va fi multă vreme, după vremea grea de încercare care vine, în scurt, zice Domnul, se va auzi strigarea, vin să-mi iau mireasa, amin, zice Domnul.